Dragii mei câini, câte culori puteți vedea? Care sunt acestea? Sunteți voi, cumva, daltoniști? Câinii nu îmi pot răspunde, însă o fac oamenii de știință și veterinarii. Vom vorbi astăzi despre vederea câinilor. Câte culori disting câinii? Care sunt acestea? Și cât de mare este diferența între vederea câinelui și a omului? Nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul, pentru că pregătesc și alte videoclipuri care îți vor dezvălui adevărul despre câini. Foarte multă vreme s-a crezut despre câini că pot vedea numai alb și negru sau în nuanțe de gri, lucru complet fals după cum o arată ultimele studii din domeniu. Din fericire, iată că lumea câinilor nu este lipsită de culori. Oamenii au crezut, de asemenea, că patrupedele noastre sunt daltoniste. Nici de cum. Câinii nu sunt daltoniști. În ciuda miturilor care circulă, trebuie să știi că ochiul câinelui este destul de asemănător cu al omului. Și noi, și cățelușii noștri, avem retină și cornee, de exemplu. Diferența o face numărul de bastonașe și de conuri pe care le avem. Aceste celule fotoreceptoare ne diferențiază de câini. Ochii lor au mai multe bastonașe, lucru care îi ajută să detecteze mai repede decât noi mișcările și să vadă mai bine pe timpul nopții. Ochiul omului, în schimb, are mai multe conuri. Datorită lor, omul poate vedea la o rezoluție mai bună și un mai mare spectru de culori. Așadar, ce culori văd câinii? Ultimele cercetări arată că un câine nu poate vedea iarba la fel de verde pe cât o vedem noi. Câinele nu poate vedea nici mingea roșie la fel de roșie cum o vede omul. De ce se întâmplă asta? Pentru că strămoșul câinelui, care este lupul, nu a avut niciodată nevoie să știe ce culoare au copacii pe lângă care aleargă sau fructele din ei. Câinele, ca și lupul, are nevoie să vadă bine pe timpul nopții, să detecteze rapid orice mișcare din jurul său, să aibă vedere periferică bună. Ca o paranteză, țin să îți mai spun că ochiul omului a avut nevoie să evolueze în așa fel încât noi să putem distinge culorile frunzelor și ale fructelor sau a tot ceea ce ne înconjoară și mâncăm, de exemplu, ca să putem Recunoaște și folosi fructele sau legumele comestibile. Lupul, strămoșul câinelui, nu are nevoie să vadă foarte multe culori pentru a supraviețui. El trebuie să poată vedea pe întuneric, să vadă rapid mișcările din jurul său și așa mai departe. Spuneam că niciun câine nu poate vedea clar culorile roșu sau verde. În ochii lor, roșu apare ca fiind gri, maroniu închis sau negru. Câinele vede culorile galben, portocaliu sau verde ca fiind gălbui. Câinii disting foarte bine culoarea albastru. În ochii lor, culoarea violet va fi întotdeauna tot albastru. Dintre toate culorile, Câinii văd cel mai bine albastru și galben. Așadar, cele mai bune jucării pentru câini sunt cele care au culoarea albastru sau galben. Desigur, patru pedele noastre nu se ghidează numai după văz, ci și după miros, auz și așa mai departe, astfel încât vor găsi și se vor bucura de jucării, indiferent dacă le arunci în iarbă o minge verde, roz sau albastră. Vederea câinilor este diferită de a oamenilor. În timp ce noi ne putem bucura de multele nuanțe ale cerului, de toate culorile florilor sau de culorile hainelor pe care le purtăm, câinele este capabil să vadă ceea ce nouă uneori poate că ne scapă. Șoricelul din depărtare care aleargă disperat pe câmp, veverița care țâșnește spre vizuină, liliacul care zboară pe deasupra noastră seara în timp ce ne plimbăm cățelul, etc., Oamenii de știință, datorită cercetărilor făcute în ultima perioadă, cred la acest moment că ochiul câinelui poate vedea cam ceea ce vede o persoană care are daltonism de tip roșu-verde. Fără ca asta să însemne totuși că și câinii suferă de daltonism. Nu! Pur și simplu așa sunt construiți ochii lor. Câinele nu va vedea cât de frumos și verde este gazonul din fața casei tale. Pentru el, gazonul acela verde are de fapt culoarea fânului uscat. Jucăria aceea roșie pe care tu i-ai oferit-o prietenului tău, patruped, câinele o va vedea întotdeauna ca fiind doar o pată maro închis. Bar nu te îngrijora, cățelul se va bucura la fel de tare de ea, doar pentru că a primit-o de la tine. Felul în care câinii pot vedea culorile îți explică și de ce prietenul tău patruped preferă întotdeauna mingea de tenis galbenă, chiar dacă are și una roz. Tot faptul că ei nu pot vedea anumite culori îți explică de ce câinele tău nu poate găsi mereu în iarbă mingea roșie, portocalie sau pe cea verde. Câinele nu este nici încăpățânat, nici bleguț, pur și simplu nu o poate vedea pentru că are aceeași culoare ca și iarba în ochii lui. Acum, că știi adevărul despre vederea câinilor, că știi ce culori văd câinii, alege pentru câinele tău mingiuțe galbene sau albastre pentru joacă și vei observa imediat diferența. Noi îți mulțumim din suflet pentru că ai avut răbdare să ne urmărești până la final și îți reamintim că te poți abona apăsând butonul de mai jos și clopoțelul de lângă el pentru ca YouTube să-ți trimită notificare atunci când publicăm un nou videoclip. Mulțumirile se îndreaptă și către Dani, de pe canalul Dani și Cori, căci el mi-a dat ideea de a face un videoclip pe tema culorilor pe care le văd câinii. O zi bună în continuare tuturor!